Sì. Jack senza sifonare. Da de unde știe el mai el din Diablos? Thank you. Salut, băieți. Salut. Intri? Da, eu. Ok. Ești deja pe server? Nu e. Nu e el. Eu sunt decât eu cu X-Men. Bă, tu nu. Tu, da, tu ești ăsta X-Manescu, nu? Da. Ok. Jandarmul a ieșit. Nu mai e pe server. Ai, te, uite, își dă reconnect acum, Radu. Bă, ia ghiciți câte ore am făcut eu astăzi. Câte? 6? 12? 12 ore am făcut. Bravo, frate, nu s-a capsedat tu. Nu, că am făcut 12 ore ca să iau grad ca lumea. Vreau să fac săptămâna asta peste 30 de ore. Nu ți iese. Nu cred că ți iese. Ce să-mi iese? 30 de ore? 30 de ore? Easy. Păi ești în vacanță sau ce? Ești în vacanță? Nu, dar mai merg luni și marți la școală, deci... Știi care e faza? Eu am teză luni, dar... Deci eu cam fiecare zi din săptămână știi cum fac? Eu le-am dat de mult. Deci, în 3 zile am intrat pe 10. Până pe 13 am făcut deja 10 ore. Stând cam vreo 3-4 ore în fiecare zi. Mă întorceam de la școală, stăteam o oră jumate. Mai stăteam și seara, ci mai stăteam încă vreo 2 ore. Am făcut 3 ore și... 3 ore, 4 ore, ceva de genul. Și în total am avut până la ședință, în afară de ziua în care a fost ședința, că orele alea nu le-am mai pus, 15 ore. Boșilor, o să stau puțin la fegat, cum mă duc la masă. Ok, du-te. Și eu tot la fel, am luat Faction War, căci că am fost inactiv. Și eu mi-am luat War 2 pentru că am făcut la report, acolo am scris ceva. Am scris puțin, la raportul meu. Ok, nu ai, de la un report. Salut. De la un report. Iar și avem Jaf. Dar când expiră Faction War? Faction War nu într-o săptămână, parcă. Cam blocat. A, ei. Știți la acolo unde nu... Dacă ai intrat cu mașina de vedere? Ăla din plăbraj. Stai o secundă, spune încă o dată. Mai, am scăpat, nu mai contează. Auzi, știi care e faza? Iarăși e unul care dă Jaf pe single session. Dar care dă mă Jaf pe single session? Bani, da, știu. Și pe multiplayer îți aceeași bani, nu? Bă, pe multiplayer dați aceeași bani, pe multiplayer aceeași progres? Băi! Dar n-au de vreo. Nu
rog să traniți dreapta, doamne. Și jos din mașină. Jos din mașină. Vă rog să coborâți din mașină. Pune căciulele și scoate-l. Vă rog, bă, dar nu merge. Vă rog să coborâ... Bă, nu merge voi și atunci. Vă rog să coborâți din mașină. Agent X-Men scoate de la poliția română. Actele la control. Poftim? Agent X-Men scoate de la poliția română. Actele la control. Imediat. Vă rog să prezentați și mie. Vă rog să prezentați... Bă, dar nu merge să deloc. Apăs pe mântre să apăs de rup mâinile. Acum. Nu aveți permis, domnule. Oh, vă rog să prezentați... Am uitat acasă. Vă rog să prezentați și mie buletinul, să știu cu cine vorbesc. Poftim? Prezentați-mi și mie buletinul, să știu cu cine vorbesc. Acum. Alo, nu merge, frate. Da. Domnul Cămătaru Ionică, ce cu afacerea aia, domnule? Da. Ce cu afacerea aia, domnule? Poftim? Ce este cu afacerea aceea? Nu știu, mi-a spus un prieten să la joc cu ceva. Am înțeles. Pentru că nu aveți permis, bă, nu merge deloc asta. Pentru că nu aveți permis, vă rog să veniți cu mine. Vă rog să veniți cu mine în mașină, domnule. Ok. Urcați. Bă, mă doare mâna cât a fost pe ea, frate. Mai ești vorba? Aolo, ce faceți? Nu știu, domnule, mi-a trimis să... a primit un mesaj. Nu știu, frate, nu merge, voi ce vreau. Juice! Gata, scuze. Bă, frate, nu merge nu deloc. Tu știi cât de tare apăs? Mă doare degetul. Poate ai o problemă de la microfon. Bă, ce cu harta asta, frate? De ce nu ladează harta? Ce harta? Bă, uneori... Abar n-am. Uneori nu ladează, gata. Aaaaaah! Tu vezi un deja? Ce să văd? Tu erai la Cutuba? Nu, eu sunt la Burton. Acum mă duc la Burton. Eu am trecut pe lângă unul Cutuba. Ia uite-l pe ăsta iarăși. Rămâneți pe loc, domnul. Ia-l pe ăsta. Fix pe ăsta, frate, cu reoane care m-a jefuit. Are armă. Are armă, colegu. Fino aici, repede. Eu? Repede, bă, acolo. Nimic, ca domnul, dumneavoastră ce faceți? Că intrați în mine, în continuu. Colegu! Veniți cu mine. Veniți după mine, domnule. Mă ajutați să ieși și eu din mașină, că nu pot? De viața mea. Dacă l-aș lăsa pe ăsta aici. Scoate din vehicul. Ah.
Haideți că vă iau în brațe, că na, sunteți cam greu. Ok, mulțumesc. Dar ce am făcut greu? Hai mă! Ați mai fost pe la noi? Nu. Vă rog să vă duceți să vă facem o poză pentru profilul dumneavoastră de Facebook, să-l mai actualizați. Ok. Emotes. Cu fața la mine, domnule, cu fața la mine. Și din perspectivă, din perspectivă. Așa, așa. Spune-și cheese. Poftim? Cheese, spune-și cheese. Cheese. Așa, haideți, haideți pe mine. O să primiți închisoare 5 luni pentru lipsă permis și o amendă. Cât? Micuță. 5 luni, domnule. 5 luni, domnule. Stai. 5 luni, domnule. 5 luni. Cum 5 luni, domnule? 5 luni. 5 luni. Păi, dar cum, domnule? Și stai. Și o mică amendă. Că, domnule, că de-abia mai am 500 de dolari la mine. Bancă mi-e pe minus. Atunci, sentința va fi mai mare dacă nu puteți să plătiți. Domnule! Da. Ce e cu petrol canul ăla de la dumneavoastră? Poftim? Ce este cu petrol canul de la dumneavoastră? Nu știu, am fost răpit de un mafiot. Da, și mi-a cerut o grămadă de bani. L-a băgat în buzunar? Păi nu știu, că mi-a furat telefonul și mi-a băgat ceva în inventar. Am înțeles. De acolo nu m-am mai uitat. Am înțeles. Dar încă nu este nimic grav. Haideți, vă rog, după mine. M-a mințit că mă lasă liber și și-a avut un joc. Nu! O zi bună! Oh. Mulțumesc. Ești șobolani aici? Jus. Da. Ce faci? Știi cât am arestat azi, frate? Bravo, stai o secundă. Uite-l și pe ăsta, frate. Să vezi dacă îl cunosc și pe ăsta. I-am dat lui ăsta în gură odată, e că mi-ai dat odată. Dacă mai vrea amendă. Colegu, colegu!
Da, colegul, stai acum, iau mașina. Acolo unde e gunshop-ul ăla de sub benzinărie, de sub pod. Repede. Imediat, stai că dau mașina, să pot să-mi iau mașina. Unde ești, colegul? Că nu. La aeroport. Hai, colegul, repede, ăla de lângă. Acum că nu merge să scot mașina, mă. Hai, colegul. Hai, colegul, repede la gunshop-ul de lângă primărie, că se jufesc ăștia, de lângă poliție. Nu merge, colegul, e proastă garajul ăsta, nu mai am mașina aici. E bugat rău în pana mea. Bă, colegul, și prindeam pe ăștia, erau mafioți. Ai, tot bine, știu, frate, dar dacă s-a bugat mașina. Erau drogați. Da, e. Nu știu ce să fac, să mă duc după ei sau nu. Nu te du, mă, dacă sunt doi, nu te du. Nu știu dacă sunt doi, nu-mi dau seama, e unul care face drifter acolo. Ia-l pe ăla singur, dacă e. Îmi dau și un reconnect. Frate, eu nu mai stau acum. Mai întreb. Diseară, mai încolo, nu știu, dar acum nu mă închef. Ia, cam aia, adică jandarmul văd că se... Asta. Fă-i și tu poză, te rog frumos. Auzi, fă-i și tu print screen sau ceva. Poți să faci poză? La tab? De ce? La home, acolo. Fă poză și trimite-mi și mie. La ce? La ore, acolo unde ți arată orele. Toată, fă home și ține apăsat pe home și îmi trimiți pe privat poza cu tot ecranul. Păi stai un pic, și unde văd unde e câte orele? Păi nu, doar apasă pe home și face și fă poză la ecran. Pe home? Da, vreau să se vadă home-ul, practic. Adică, cum ți-a apăsat. Vreau să se vadă. De asta. Păi da, pe home, așa, și unde mi-a arătat cât? Pe, nu unde sunt eu? Îl vezi acolo pe jandarmul ăla care nu e cu noi? Da, Radu 20. Fă-i poză la tot ecranul, aia vreau să vadă, că nu e cu noi. A. Da, asta. Și am făcut o poză aici pe Discord și mi-a trimis și mie pe privat. Ok, stai așa, stai, mă duc lângă showroom, stai. Gata, băieți, am revenit. Ok. Ai revenit tu acum, după ce am muncit noi. Da. Am pierdut și două jafuri până de asta. Ce, ce ați făcut? Ce, ce, ce? A, jefuit, am... Am luat. A, gata, vă spun, gata, jefuit. Da, pe tine, da, și da, sufletul tău. Da, dar cum să nu, normal. Ca să nu. Mă bag la un euro, trag ceva. Ce frumoasă e mașina, domnul. Ce frumoase, mamă, ce frumoase mașina, domnul. Poftim? Ce frumoase mașina, domnul. Mi-o trimis tu, da? Imediat. Poza. Stai, stai. Nu, acum, când ai timp. Ce frumoasă este mașina. Ah, mulțumesc, domn. Ia stai să mă uită, stai, că e dragilor, stai să mă uită. Nu te mai uită, mă, după... Kaufland. Ia-l, că poate are pistol, că așa au de obicei Uber-ii. Da, da, de ce să-l iau dacă nu scos pistolul, eu să știu că ai pistolul. Asta e, da, tu nu ai voie să faci percheții. Pardon. Măcar verifi, măcar verifi că dacă are permis, alea. Chestii generale. Bună ziua, domnule polițist. Am nevoie de puțin ajutor, mă puteți ajuta? Vreau să ajung până la un garaj, sau dacă puteți să ne duceți domnule, undeva să dăm de terminis ca prieteni. Domnule, showroom-ul este foarte aproape. Duceți-vă pe jos dacă nu puteți, sau chemați Uber-ul. Uber-ul. Noi păi suntem, da, domne, dar vrem să ne ducem să dăm de permis și nu știm unde este. Permisul? Păi, da. Păi dați acolo la Google Maps și luați o... Ok. Mulțumim. Valiza turcoaz. La revedere. Pa, pa.
Își fric de-și. Pa!